E vorba de calitatea pe care poți oferi vieții, ție și familiei tale. Într-adevăr, așa e. Sunt Maria de la Best Studios și astăzi, invitată la On The Couch cu Maria, o avem pe Irina. Trebuie să vă explicăm așa. Filmăm în niște condiții foarte stresante, lângă noi avem un tort. Irina tocmai a făcut un an de zile de cât e lângă noi și trebuie să continuăm acest interviu privind la tort și așteptând să terminăm ca să putem să mâncăm tortul. Irina, un an de zile de când ești la Best Studios. Cum e? Minunat. Ai supraviețuit? Mă nasc în fiecare zi. Tu ai zis așa că ai vrea să încep cu ultima întrebare care o am pentru tine. Ți-ai plănuit o vacanță anul ăsta și unde? Ete, în Cancun acum la sfârșile de lună. Am zis că da, trebuie să plec la mare. Tu la soare. La mare. Am zis la soare. De ce ai ales Cancun? Păi uite, nu ne trebuie viză. Situația cu COVID e destul de bunicică. COVID-ul. Bun, stăm bine, mare soare. Și începem așa, am trecut cu anul de zile, trecem așa. Cum a fost la interviu și ce îți mai amintești? Uite, la interviu a fost așa cum e acum, ca acasă. Fix, ca acasă. Am intrat, nici n-am simțit că e interviu, parcă nu știam de vreo 10 ani. Ce te-ai gândit pe drum? Că știu că sunt emoțiile alea, până când ai ajuns la noi la studio. Te gândeai, o să fie frumos, o să fie nașpa, o să dau de oameni buni, răi, cum o fi pe acolo? Măi, să știi că de obicei mi-asum riscuri și calculate. Nu prea am avut emoții. De ce să zic că am avut emoții? Nu prea am avut emoții, doar că probabil din cauza faptului că nu știam ce înseamnă de fapt chat-ul, dar îmi știam golul și nu știam dacă aici mi-l ating sau nu. Ai mai fost și la alte interviuri, la alte studiouri? Dacă ar fi să revii acum la interviu, interviu acela cu mine, când ai venit să încep colaborarea, ce ai mai întrebat sau ce ai fi curioasă să știi? Ce ai schimbat din interviul ăla? Mai, cred că, nu știu, ți-aș pune ceva, niște întrebări așa ca să mă treci direct pe adult. De cel mai mare regret al meu, așa, regret, mi-a părut că n-am avut curajul să trec direct adult, pentru că probabil nu l-am înțeles sau mi-a fost tare atât de frică sau nu știu, de nud. Numai când auzeam nud, era ceva tabu pentru mine și pentru viața mea personală era ceva tabu. Cred că experiențele fetelor puteam să te întreb. Cred că da, puteam să te întreb despre experiențele fetelor, că cine știe, am venit la o vârstă care nu e tocmai, na, sunt mamă. Câte femei, mamă, vin la videochat? Câte au curaj? Să știi că destul de mult. Și ce am mai observat eu este că, în general, mămicile au mai mult succes. Și mai ales de la început. Au o căldură și o empatie care se dezvoltă în momentul în care ești mamă, mult mai mare. Da, eu m-aș de, sau cel puțin aș fi gândit înainte de interviu că vin foarte multe femei tinere în prima perioadă pentru că vor experiența sau, eu știu, vor să câștige repede într-un timp scurt. Fetele tinerele vor asta. Multe dintre beneficiile pe care le avem. Adică, dacă ar sta să împart, fetele tinere vin așa, pentru că avem gene false, unghii false, solar, make-up, lucrurile astea sunt gratuite și vin pentru că și le doresc. Știu odată că putem să investim foarte repede în ele, în extensii, în a-și pune silicoane foarte repede, adică e un job care îți aduce beneficiile astea foarte, foarte repede și o investiție care vine din partea noastră. Și își doresc bonus pentru gentuțe, pentru vacanțe. Pe lângă, pe partea asta, femeile trecute de 30 de ani sau mămicile, deja se gândesc la partea financiară, în ce pot oferi familie. Îmi doresc o viață mai bună pentru copilul meu, prefer să nu-l mai duc la o școală, la o grădință de stat, prefer să mă-i dau un after school plătit, să am bani de meditator și anumite lucruri.
ce îi pot oferi copilului. Stăteam de vorbă cu un model la noi în studio și îmi spunea că are copilul la o școală de stat și nu și-a dat seama lucrurile pe care ea le poate face într-un timp foarte rapid cu banii pe care îi câștigă aici, decât când, acum când a venit pandemia. Și acasă avea un singur laptop, iar ea nu și-a pus problema că nu poate să-i cumpere copilului un laptop, o cameră de nu știu de care, niște condiții mult mai bune. Și când stătea de vorbă cu mămicile la școală și spunea cea, păi da, eu am o problemă că noi avem un calculator acasă, să vedem cum să-l luăm, să-l împărțim, și zic, dar de ce nu cumperi un? Păi da, un laptop e de la 3.000 de ron în sus. Și zic, da, așa și? Ce, da, e 3.000 de ron, eu nu am salariu atât. Și eu a întrebat-o, dar unde lucrezi? Și a explicat unde lucrează. Zice, în momentul ăla și-a dat seama că ea are un job unde 3.000 de ron nu înseamnă nimic și că se poate duce în orice moment să cumpere un laptop, o tabletă, absolut orice are nevoie copilul, fără să-și pună problema, oare îmi permit? Am de unde să fac lucrul ăsta? Pentru ea era o chestie, o cheltuială absolut normală să-i ofere copilului ce își dorește, nu n-ar răsfăța, ai luat cel mai bun telefon pentru că a apărut nu știu ce telefon acum și costă vreo 10.000 de ron și trebuie să aibă copilul, că așa vrea copilul, ce a investi în educația copilului, în a oferi ce are nevoie acum. Dar e vorba de calitatea pe care poți oferi vieții, ție și familiei tale. Într-adevăr, așa e. Cum e... Banii pot cumpăra fericirea. Chiar pot. Chiar pot. Cum a fost ședința foto? Păi îmi place să fac poze oricum, dar 9 ore de poze era deja cireașa după tort. Adică eu aș mai fi stat încă 9. Mi-a plăcut, mie îmi place să fac poze, să filmez, să îmi place să mă promovez. Trebuie să explicăm ceva, că la noi în studio prima ședință foto durează 9 ore per total cu tot ce avem de făcut. Știu că durează mult, dar trebuie să punem accentul pe calitate. Nu poți să vii să faci o ședință foto în 10 minute, hai am făcut și teaser, am făcut și alea, este totul perfect și am intrat online. Trebuie să... Da. 2 ore machiat aranjat, vreo 2 ore ședința foto, mai durează încă 2 ore ședința video, mai stăm și cu stiliștii să ne luăm, să ne îmbrăcăm, să ne aranjăm. Durează lucrurile astea și într-adevăr e destul de obositor, dar dacă nu reușești să treci cu brio peste ședința foto, nu prea reușești să treci cu brio nici după o zi de muncă. O tură, da. O tură online. Prima tură online. Cum a fost? Mai tare crispată am fost. Adică am venit inițial ca să mă dezvolt pe mine, partea emoțională feminină. Lucru care nu l-am făcut și nu în prima tură, nici a doua, nici în a treia, dar în timp. Adică îmi luam notițe, eram obișnuită să vin ca la școală. Tot ce îmi scria trainerul, să fiu, să ascult regulile, să... dar nu mă uitam niciodată la mine. Hello, pentru ce vin de aici, știi? Prima tură, să zic așa, într-o cameră tu singură, dacă te simți singură e nasol. Ei, eu nu m-am simțit singură. Adică toată lumea aia acolo... Trainerul, uite așa, nu te emoționa, ești bine, știi, ești singură, dar nu ești singură niciodată. A fost, a urmat și a doua tură. Și ai venit și la a doua tură. Prima tură a fost de 10 ore și a doua tură de 10 ore. Și ai reușit să mergi la o grămadă și de ture. Mers, da, am mers așa. Eu știu așa, că la un moment dat ai avut așa o mică problemă în primele zile. Când un membru ți-a cerut să te dezbraci, tu nu te-ai mai simțit bine după asta? În primele zile de pe non-adult pe adult, când am venit în interviu, am fost convinsă că eu vreau pe non-adult. Cum să mă dezbrac eu? Adică, dar de ce? Pentru că eram rușinoasă. Ei, când am trecut de pe non-adult pe adult, da, într-adevăr, a fost un membru foarte înțelegător de altfel, dar eu nu am perceput-o așa, care, da, a zis, pot să văd ceva mai mult din tine, mă rog, așa se aude în engleză și eu zic, da, eram așa în lateral, în fața camerei, mă uitam așa cu colțul ochiului la mine și zice, you're freezing, adică ai înghețat, știi? Și eu imediat am găsit o soluție, adică,
a înghețat camera. A, bine, bine, cum să nu, mi-am luat hainele, repede am închis site-ul, a înghețat camera. Am găsit o soluție să ies din situația. A fost de râs, dar de fapt eram transpirată toată, emoționată toată. Am trecut înapoi pe non-adult, pentru că am crezut că nu e timpul pentru mine. Dar voiam să vorbim despre asta, să înțeleagă lumea că sunt și momente de genul ăsta la videochat și că ai două opțiuni, fie să pleci să nu mai lucrezi la videochat, fie să continui, dar în limitele tale, că nu te obligă nimeni să faci... Nu, nu există nicio limită aici, te las, o iei în ce direcție vrei, important e ce vrei, dacă nu vrei, nu vrei, dar tot ține de tine. Aș mai vrea să vorbesc ceva, un subiect care... Din afară este foarte greu de înțeles. Partea asta cu dezvoltarea personală. Toată lumea are impresia că la videochat vii și faci bani, te dezbraci și atât. Și cum ai putea tu la videochat să te dezvolți ca persoană? Adică e o chestie de neconceput pentru cineva din afară că vii la videochat să înveți și să te dezvolți ca persoană. Ce însemna chestia asta pentru tine? Cum poți să explici tu dezvoltarea asta personală? Sunt foarte multe lucruri de spus. Ar fi trebuit să-mi iei un interviu când m-ai angajat, ca acum să se vadă un interviu dezvoltare. Te dezvolți foarte mult. Faptul că stai online și cunoști o grămadă de oameni, te cunoști pe tine într-o grămadă de situații și te vezi cum reacționezi. Neștiind cum reacționezi când ești tristă, nu știi cum să treci peste. Nu știi cum să treci peste frică. Nu știi cum să treci peste rușine. Nu ai cum, dacă nu treci prin situații. Oamenii din jur te ajută, indiferent că vor sau nu vor, chiar și aia care te înjură, de fapt te ajută, pentru că vezi cum reacționezi și știi cum să reacționezi data viitoare. Eu așa m-am dezvoltat, am căzut, m-am ridicat, am căzut mai ușor decât aș fi căzut înainte. Cu ajutorul vostru, cu ajutorul meu și cu ajutorul meu, cam urât. Te-a ajutat jobul ăsta să... cunoști mai ușor oamenii? Să poți să-i citești mai ușor? Foarte mult. Foarte mult. Pot să zic despre jobul ăsta că e a patra facultate. Să-mi zic că ai trei facultăți. Este, da, am trei facultăți. La zi, da? Ți le menționez? Da. Le vrei? Am terminat turismul, economia turismului, management și marketing și medicină veterinară. Sunt, cel puțin ultima e o facultate destul de grea. Dar sub nicio formulare nu e pe atât de grea pe cum e videochatul. Grea în sensul grea, dar frumoasă. Adică înveți atât de multe lucruri că nu te ajută nicio altă facultate ce înveți la cea. Despre tine și despre lume și despre fericire și încredere. Și... Legat de facultăți și de o chestie, că multă lume are impresia că noi ajungem la videochat pentru că nu avem o altă opțiune. N-ai putea să faci nimic altceva mai bun, nu te duce capul, nu ai, nu știu, studii, nu ai o grămadă de lucruri și că singura ta alternativă e asta, să vii la videochat, să te dezbrați, să faci bani. Ce-ai lucrat înainte? Uite, aveam o companie de transport animale vii internațional și când am venit la interviu, să știu că nu am venit bani. Adică eu nu am venit pentru a câștiga bani, am venit pentru a mă dezvolta din punct de vedere emoțional. Câștigam destul de bine și înainte. Așa că nu e nici pe departe ce pot să creadă alții. Da, într-adevăr, câștigi foarte mult și nu doar bani. Iar mâine dacă te-ai lăsat de videochat, ai ce să faci, evident. Câștigi bani, nu te duci să... Eu am și o a patra facultate, categorie, voi câștiga mult mai mulți bani decât aș fi câștigat. Vrei să faci un master? Măi, să știi că sunt acum la master în videochat. Am început cu Jasmine și acum sunt pe multisite. E o altă dezvoltare. Continuă dezvoltare. Continuă. Hai să vedem așa. Bani. Până la urmă la videochat. Că degeaba vii să te dezvolți personal, dacă ești la sfârșit de tură cu $5, n-are niciun efect. Prima tură, câți bani ai făcut în prima tură? Mă întreb, în locul, habar, în prima tură? Da. Nu știu. Ți-am spus că n-am venit, eu nici nu mă făceam singură în casărie. Nici prima perioadă nu știu cât ai terminat-o? 2500. Am început, am pornit de la 2500 și am crescut progresiv. Până când am avut operația. Și cât ai făcut cel mai mult? Undeva la 10.000, cam în a treia lună.
10.000 la 3 luni. Și pe urmă ai scăzut la încasări? Mi-am mai scăzut, dar nu cu mult și depinde foarte mult de cât, cum te organizezi online. Pentru că eu am avut mult și pe partea de organizare. Adică îmi plăcea foarte mult ce fac, dar nu aveam un program. Că începeam la 9, că începeam la 10, nu știam. Pentru că am avut libertate. Libertate să greșesc. Și am greșit-o. Dar în momentul de față, perioada asta a antrenat cu 10.000. Adică nu prea te mai duci în jos odată ce ai ajuns sus. Dar depinde mult de tine și să vrei să fii acolo. Că poți să te duci și să caizi cu milita dacă dintr-o dată ți se năzărește, a, nu vreau să mă duc astăzi, că nu-mi place, m-am trezit cu fața la cerceafă. Mie nu mi s-a întâmplat asta până acum, adică n-am venit la job, iar online, iar școală. Deci a început să-ți placă ceea ce faci. Întotdeauna mi-a plăcut ce am făcut. Așa. Ce ai făcut cu banii câștigați? Mi-am luat casă, mi-am luat și mi-am investit în mine și în copil. Cam asta am făcut. Cel mai mult am investit în mine. Da, dacă mă întreb ce am făcut prima dată, prima zi după salariu, am dat iama în haine, machiaje, ca orice femeie. Dar cel mai mult investesc în mine și în copil. Ce înseamnă investiția în copil? Mai uite, al meu are 3 ani acum, aproape 3 ani. Îl duce la creșă, îl duce la tenis, ai cumpărat tot felul de, ai oferit o viață calitativă și ai mă oferit pe mine fericită. Cred că e tot ce are nevoie de un copil. Nu sunt eu fericită nici el. Nu e el fericit, nu sunt nici eu. Așadar se complac una pe cealaltă și banii au destul de mare importanță. Familia ta știe că faci video chat? Am 35 de ani, adică nu e ca la 20, nici n-ar avea ce să-mi spun, mai ales că eram deja foarte confident în mine, nu mai aveam o temere că eu știu ce spune mama cu tata, că mama cu tata trăiesc în perioada de mama cu tata, știi cum e? Cum noi trăim epoca noastră. Și contează să fii fericit acum, în prezent, nu în trecut. Pentru mine. Okay. Ce ai spune unei femei după experiența ta din acest an? Ce i-aș spune? Păi, ce mi-aș spune, ce mi-am spus mie și ce îmi spun mie acum e să îndrăgostească întâi de ea și apoi de alții. Asta i-aș spune unei femei, pentru că dacă nu te iubești pe tine, nu poți să iubești pe nimeni. Și multe dintre femei și chiar și bărbați nu se iubesc pe ele însă. Eu nu mă iubeam pe mine când am venit aici. Acum, cea mai dragă ființă sunt eu. Și nu e vorba de egoism sau aroganță. Adică nu sunt egoistă, nu sunt arogantă. Dar iubirea de sine oferă și celorlalți. Te iubești pe tine, iubește și pe ceilalți. Îndrăgostește-te de tine. Uită-te în oglindă și fii mândră de ceea ce ești. Ne întoarcem la familie și... Uite, o întrebare pe care o primesc și eu destul de des, mai ales că acum am o fetiță. Când copilul va crește, îi vei spune că ai făcut video chat? Probabil voi face când copilul va crește și va înțelege, încă voi face video chat. Da, cel mai probabil va ști și va ști și cum să înțeleagă asta. Este un job ca oricare altul, care îți oferă multe alte lucruri și nu numai bani. Așa. Trei lucruri care îți plac la best. Trei lucruri care îmi plac la best. Întâi steluța. Iubesc steluța. I'm a star. Trei lucruri care îmi plac la best. Îmi plac oamenii la best. Îmi place familia. E atât de mare încât nici n-am apucat să o cunosc pe toată. Îmi place degajarea. Faptul că poți să faci absolut orice. Ești ca la tine acasă. Ca la toată asta e a mea. Îmi place foarte mult. Este. Te simți confortabil. Adică nu te simți ca la job. Și îmi place faptul că investesc în tine, cu toții, de la mic la mare. Că ți-e coleg, că ți-e manager, că ți-e, eu știu că e managerul al cuiva, că toată lumea se înțelege cu toată lumea. Adică ai nevoie de cineva, de un suport, nu rămâi niciodată singur. Nici dacă vrei să rămâi singur, nu e singur. Cum e femeia dincolo de Irina? De la Best Studios. Cum e femeia? Ești romantică, ești puternică, ești...
e un pic cam la fel, doar că în afara camerei sunt la fel de nebună, adică sunt glumeață, sunt romantică, dar cu limite. Adică îmi place foarte mult să mă joc. Sunt foarte jucăușă, chiar dacă am 35 de ani, îmi place foarte mult copilul din mine. Și îl explorez peste tot. Am zis că tu faci și sporturi extreme? Ce sporturi extreme? Tot bungee jumping, scuba, mă duc, dau orice. Orice vreau atunci, momentul ăla și îmi oferă posibilitatea. În România nu prea sunt multe posibilități, dar orice îți ridică adrenalina, nu sunt acolo. Prima. Orice. Cea mai frumoasă senzație dintr-un sport extrem? Bungee jumping. Bungee? Eu când am sărit cu parașuta. Este un sentiment superb, sar cu parașuta. De ce simți nevoia de adrenalină? Cu ce compensează? Sau când simți nevoia de adrenalină? De ce simt nevoia de adrenalină? Așa am fost din totdeauna. Mi-a făcut să risc, dar calculat. Adică nu m-am dus, da, am văzut asta și m-am dus direct. Nu, am stat și am gândit-o și am căutat despre și mi-am făcut temele. Întotdeauna îmi fac temele. Dar mă duc. Până la urmă mă duc. Nu pot să spun de ce simt nevoia de adrenalină. Îmi place viața. Să o trăiesc. Simți adrenalina la muncă? Da. Da. Cred că la fiecare oră, cu fiecare membru nou, orice e nou, orice om e diferit oricum. Da. Da. Schimbările. Că sunt o grămadă de schimbări. Care te dezvoltă, da, e adrenalina la muncă. Nu știu dacă ai avut situația asta, dacă ai avut-o sau dacă o să ai. Membru să-și ceară să te vezi. Un membru din ăla care petreci destul de mult timp și te cunoști destul de bine în privat, ajunge la momentul, spune, hai să ne vedem față în față. Dacă ți s-a întâmplat, cum ai reacționat sau dacă ți se va întâmpla, cum? Limita asta dintre online și viața reală trebuie pusă de tine. Diferența între ce este online și ce este în viața de zi cu zi sunt într-adevăr probleme pe care online nu se văd, pentru că acolo discuți despre absolut orice. Vrei să discuți despre istorie, că așa vrea membru sau de asta este interesat, pe asta te dezvolți. Vrei să, nu știu, habar n-am, sunt tot felul de subiecte, dar niciodată nu o să vină cineva ca să-ți asculte ție problemele de acasă. Te doare burta că ești femeie și ești în acea perioadă, dar nu mă interesează, nu o să vezi niciun bărbat care să... Știi? Adică acasă îți permiți să plângi, să râzi, că ai plâns, online nu îți permiți chestia asta pentru că nu se ajunge să se discute despre, ar fi patetic să vorbești despre ce. Cam asta e diferența între viața reală și online, este că în viața reală chiar poți să trăiești cu totul real. Dacă ai fi în locul meu și ar trebui să le explici fetelor de ce să vină la Best Studios. De ce le-ai spune tu să vină la noi? Oh, dacă aș fi în locul tău, dar nu sunt. Eu sunt în locul meu. Dacă aș fi în locul tău, au foarte multe de câștigat. Aș putea să spun că au totul de câștigat. Bani, independență, confidență. În sine nu vor depinde absolut niciodată de nimeni. Femeile depind întotdeauna de bărbați. Fericirea lor depinde de bărbați. Nu e așa. Multe din fete își vor da seama că fericirea lor depinde de ele și abia apoi de ceea ce oferă ele și ce li se oferă și vor ști ceea ce au nevoie. Noi în momentul de față, sau foarte multe din femei, de orice fel de vârstă, nici nu știu ce vor, de fapt. Știu ce au fost învățate sau ce societatea învață. Să se ducă la o școală, să termine școala, să-și ia un job de la 8 la 5, să facă mâncare, copii și să mai plece în vacanță de 2 ori pe an. Nu, asta e o tradiție. Ce vrei să faci, fă-o, dar trebuie să înveți să te dezvolți și dezvoltarea e continuă. Chiar continuă și pe toate planurile. Eu asta aș oferi, restul asta mi-a oferit mie. Asta sunt. Ok.
Îți mulțumesc, Irina, că ai venit. Și tu cum ai o zi lungă, că trebuie să faci niște TikTok-uri și trebuie să mai faci un testimonial. Tu mai e treabă, eu mă întorc la treaba mea, trebuie să mâncăm și tortul. Da, deci eu mă uit la tort care este acolo, ea nu-l vede, dar eu înghit în sec de fiată când văd acest tort. Îți mulțumim, te mai așteptăm pe canapea și la cât mai mulți bănuți. Da. Când mai multe conexiuni. Mersi. Hai să dăm noroc. Dăm noroc cu ceai. E, așa se zice, ceai.